640 S Main Street, Los Angeles. Un hotel ca oricare altul. 600 de camere și prețuri acceptabile. Fără un efort financiar deosebit, ai putea să și locuiești aici. Sună tentant, doar că hotelul Cecil, cunoscut acum ca și Stay on Main, are un trecut cel puțin sinistru. Celebrul hotel stă fără îndoială ca sursa de inspirație pentru Hotelul Cortez din sezonul 5 al serialului American Horror Story. Nu e un leagăn pentru vampiri și nici pe Rudolph Valentino nu o să îl găsiți ascuns printre ziduri, dar Cecil e asociat cu un număr record de sinucideri, criminali în serie, apariții spectrale și nu în ultimul rând, celebrul caz Elisa Lam, un trecut tumultos. Era 1924, când începuse construcția hotelului Cecil. Se dorea a fi locașul perfect pentru oamenii de afaceri. Așa a și fost o perioadă de timp, de la deschiderea oficială din 1927 până în anii 50. Apoi s-a întâmplat ceva. O umbră întunecată a început să înconjoare hotelul, iar decadența a început să roadă puțin câte puțin pereții maestosului hotel de altă dată. Cecil a căpătat reputația macabră de locul în care oamenii fără speranță veneau să se sinucidă. Exemplele sunt multe și ne vom rezuma doar la câteva. 22 octombrie 1954. Helen Gurney moare aruncându-se de la etaj, de la etajul 7, 11 februarie 1962. Julia Moore sare de la etajul 8. Un caz ceva mai dramatic de sinucidere datează din 12 octombrie 1962, când Pauline Oton se aruncă de la etajul 9 și aterizează pe George Giannini, care trecea întâmplător pe lângă hotel. Amândoi și-au pierdut viața. În 1964, Cecil e asociat cu o crimă oribilă. Goldie Osgood, o femeie care își petrecea timpul hrănind porumbeii din fața hotelului, a fost găsită moartă în camera în care locuia. Fusese înjunghiată, strangulată și violată. Crima rămâne și astăzi nerezolvată. Și dacă tot vorbim de crime nerezolvate, se pare că Cecil este ultima locație în care a fost văzută în viață Elizabeth Short, devenită celebră în urma morții sale extrem de violente. Trupul neînsuflețit al femeii, cunoscută ca și Black Dahlia, a fost descoperit pe 5 ianuarie 1947, pe un câmp din Norton Avenue. Detaliile crimei sunt mai mult decât grotești. Trupul era retezat în două, aproape golit de sânge. Colțurile gurii fuseseră tăiate până în dreptul urechilor și multiple lovituri de cuțit îi mutilau pieptul. Ca și în cazul Goldie Osgood, ucigașul lui Elizabeth Short este și astăzi necunoscut. Și criminalii în serie. Dar nu sunt doar crimele și sinuciderile. Cecil a găzduit și criminali în serie. Richard Ramirez, cunoscut ca și vânătorul de noapte, The Night Stalker, a terorizat orașul Los Angeles, ucigând numai puțin de 13 femei la mijlocul anilor 80. Toate astea s-au întâmplat, desigur, în timpul șederii sale la Cecil, unde închiriase o cameră pe care o plătea cu $14 pe noapte. Ramirez a trăit neobservat la Cecil timp de un an de zile. Nimeni nu părea să se sesizeze ceva dubios la el, chiar dacă la întoarcere își arunca hainele însângerate la tomberonul din spatele hotelului. Din păcate, Ramirez nu este singurul criminal în serie asociat cu Cecil. Austriacul Johann Jack Unterweger a locuit la Cecil în 1991, o perioadă de 5 săptămâni, timp în care a continuat munca lui Richard Ramirez.
aflându-se în Los Angeles cu pretextul documentării, pentru o carte cu tema criminală în serie. Utterweger își ia munca prea în serios. Ucide 3 prostituate în timpul șederii în state, dar avea în spate alte 7 omoruri comise în Austria. Cazul Elisa Lam. Era februarie 2013, când oaspeții de la hotelul Cecil au început să se plângă de apa de la robinet. Avea un miros și un gust ciudat. Culoarea se schimbase și apa căpătase o nuanță gălbuie. Personalul hotelului a pornit cercetările, iar rezultatul anchetei a fost cel puțin macabru. Trupul neînsuflețit al unei studente de 21 de ani putrezea în rezervorul de apă. Elisa Lam era dată dispărută din 31 ianuarie. Ultima înregistrare cu ea datează din 1 februarie și rămâne probabil una din cele mai ciudate filmări surprinse de o cameră de supraveghere. În continuare o să vă pun videoclipul.
Elisa pare că e urmărită de o prezență nevăzută, de care se chinuie cu disperare să scape. Apasă frenetic pe toate butoanele liftului și nimic nu se întâmplă. Ușile refuză să se deschidă. Elisa iese din lift și poartă o conversație cu aceeași entitate invizibilă. În cele din urmă dispare din cadru, iar ușile liftului se închid de la sine. Ceva mai târziu, fata își găsește sfârșitul la fundul rezervorului de apă, aflat pe acoperiș. Este necunoscut modul în care Elisa a avut acces la acoperiș și a putut deschide rezervorul. O enigmă și mai mare o reprezintă modul în care, deja aflată în rezervorul cu apă, fata a reușit să tragă capacul. Ancheta a ignorat aceste întrebări. Ancheta a ignorat aceste întrebări și au concluzionat că a fost doar un accident. Cazul a fost închis. Elisa nu consumase droguri sau alcool și concluzia oficială a fost că probabil suferea de o tulburare bipolară.